Gest extrem al unui bărbat din Teleorman, mâna de gelozie. El și-a incendiat casa proaspăt renovată. Deși era băut, omul s-a urcat la volan și a încercat să se facă nevăzut. Nu a ajuns prea departe. La marginea comunei a reușit să răstoarne mașina într-un șanț. Orbit de gelozie și-a pierdut controlul. Bărbatul și-a aruncat casa în flăcări. Am văzut în camera de la stradă lumina aprinsă, dar păi și o lumina așa... Flacără. Dumneavoastră ați dat foc la casă? Da. De ce? Lucrări intime. Atât de supărat ați fost? Da. După ce și-a incendiat casa, s-a urcat la volan și a fugit. El era acolo. A dat foc la casă și a fugit. Da, a luat mașina și a fugit. Și a scăpat aici, uite. Dar nu a ajuns prea departe. Polițiștii l-au găsit la marginea localității. Mașina s-a răsturnat într-un șanț, dar bărbatul a scăpat teafăr. A plecat și a auzit un băiat care a venit-o la marginea sa, nu i-a răsturnat așa cu mașina. I-a răsturnat? Așa, măcar dracu de acțiune. Trageți, vă rog, aer în piept, așa, puneți gura și suflați, să pâzi aparatul. Așa, vă țineți. 009. Opere cât a spus și casa a ars aproape în întregime. Era renovată recent, iar pagubele sunt însemnate. Aia nici, hai să spun, o lună de când e terminată. Se ridică, cred că, peste un miliard. Din fericire, nimeni nu era în interior. Soția a ajuns mai târziu și a văzut cum munca de o viață este mistuită de flăcări. Dar ce motiv ar avea? Tăutură? Gelozie? Polițiștii au deschis o anchetă. Piromanul s-ar putea alege cu dosar penal pentru distrugere.